numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Hristos a înviat. Pe Sfințite Petru, dragi și iubiți părinți, rude a părintelui Ieronim, în cele voastre părinți, concelebranți, confrați, îndurerată familie, dragi și iubiți credincioși, îndurerați iugani, dragi credincioși, veniți din toate comunitățile unde Părintele a lucrat. Rugăciunea lui Iisus este și rugăciunea noastră. Vrem ca acolo unde este Iisus să fie și slujitorul său, un slujitor de excepție, un slujitor ce și-a pus întreaga sa viață din primii ani de la școală. Un coleg, am văzut în el acest dor de a-L face cunoscut mereu pe Dumnezeu, mai ales în acele timpuri grele. Pe el acum îl însoțim pe acest drum, în urmarea lui Hristos care a murit pentru noi, chemându-ne pe toți, chemându-L pe Părintele Jerom să-și dea viața pentru el. Îl însoțim cu rugăciunea noastră și îi spunem în rugăciune că nu-L uităm. Vrem cu adevărat că acolo unde este Iisus în slavă să fie și prietenul nostru, dragul nostru Părinte Ieronim. Și pentru a celebra cu vrednicie, având alături și rugăciunea preasfințitului nostru Iosif, ce l-a însoțit cu jertfa Sfintei cu vii la Bacău, acum vrem să ascultăm ceea ce știm despre viața Lui, la care adăugăm tot ceea ce poate nu cunoaște. Părintele Ieronim Budulai s-a născut la 15 iulie 1941 la Iugani. A absolvit școala generală de 7 clase în anul 1955 la Ghirești, școala de cantori în anul 1959 la Alba Iulia și Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași în anul 1965. A fost sfințit preot la 29 iunie 1965 la Alba Iulia de către episcopul Marton Aron. A activat ca vicar la Iugani, 29 iunie 65, 15 decembrie 66. Cotnari, 15 decembrie 66, 29 iunie 67. Iugani, 29 iunie 67, 1 decembrie 68. Paroh la Bălțați, pe 1 decembrie 1968 până pe 1 mai 1973. Profesor și administrator la Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif din Iași, 1 mai 1973, 30 aprilie 1978. Paroh la Bizantea, 1 mai 1978, 1 mai 1981. Huș, Sfântul Anton, 1 mai 1981, 1 mai 1996.
Ciugeș, 1 mai 1996, 30 august 2009. Vatra Dornei, 1 septembrie 2009, 31 august 2012. Pensionat fiind, s-a transferat la Centrul de Spiritualitate al Episcopiei de Iași, din Bârnova, unde a fost administrator 1 septembrie 2016 până în 2022. Începând din 24 iunie 2013 și până în prezent, a fost penitențiarus Magnus al diecezei de Iași. Din vara anului 2022 a slujit ca duhovnic în parohia Sfântul Nicolae Bacău. Pe lângă activitatea sacerdotală desfășurată în diferite comunități parohiale și la Seminarul Mare din Iași, Părintele Ieronim a publicat de-a lungul ultimilor ani lumina tiparului următoarele cărți. Iugan, File de istorie, 2017. Bizantea, repere monografice. Ciugeș, repere monografice. Huș, repere monografice. Parohia Romano-Catolică Vatra Dornei. Bălțați, pagini din trecutul satului și al catolicilor. Sprânceana, un sătișor sub sprânceana unui deal, 2019. Pagini de istoria cotnarilor și a catolicilor de aici, 2020. La editura Sapienții au fost publicate cărțile Sfântul Ieronim, 2019, și Parohia Romano-Catolică Botoșani, 2020. Părintele Ieronim s-a distins printr-un spirit disponibil, primind cu ascultare toate slujirile care au fost încredințate de-a lungul timpului. A avut meritul de a ridica în cei câțiva ani petrecuți la Bizantea o biserică nouă în locul celei vechi, demolată în urma cutremurului. Prin strădania sa neobosită s-a ridicat și biserica din Ciugeș, închinată Sfintei Maria a Zăpezii. O implicare aparte în plan administrativ a arătat și în perioada slujirii ca paroc la Huș, Sfântul Anton, când a construit casa parohială și a refăcut biserica. Calitățile lui de duhovnic, înțelept în ascultarea celor care veneau la spovadă și blând în povățuirea lor, s-a arătat în cei 10 ani cât a fost penitențiarius Magnus al diecezei de Iași, atât la Catedrala din Iași, unde era prezent în toate duminicile și sărbători, cât și la parohia Sfântul Nicolae din Bacău. Fraților prea iubiți, pentru a celebra curând și jertfa Sfintei Liturghii și rugăciuni pentru Părintele Ieronim, cerem acum iertare pentru toate păcatele, spunem, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, thank you.
ne plecăm în fața Lui și să încenunchem înaintea Domnului Creatorul nostru, căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care El răsărește, urma pe care mâna Lui o călăuzește. Yeah.
Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, ca sufletul slujitorului Tău, preotul Ieronim, pe care l-ai împodobit cu misiunea sacră pe când era în această lume, să se bucure pururi în gloria lăcașurilor cerești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea lui Iob. Iob a luat cuvântul și a spus: aș vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise într-o carte. Aș vrea ca ele să fie scrise cu o daltă de fier ascuțit pe o placă de plumb, să fie săpate în stâncă pentru totdeauna. Știu că răscumpărătorul meu trăiește
și că în ziua de apoi el se va ridica pe țărâna morților. Cu trupul meu voi sta în picioare și cu ochii mei de carne îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu însumi îl voi vedea și ochii mei îl vor privi și nu altul. Cuvântul Domnului. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsa de nimic. El îmi mă poște pe pășuri vârs, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Mă călăuzește pe cărării drepte de dragul numelui Său, chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mâncăie. Pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi înci capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, Hristos a înviat din morți, fiind, dintre cei morți, cel dintâi care a înviat. Căci, dacă moartea a venit printr-un om, tot printr-un om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul lui. La început Hristos, apoi, cei care vor fi ai lui Hristos, când El va veni din nou, atunci totul va fi împlinit când Hristos va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl. Căci El trebuie să stăpânească până ce va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale. Ultimul dușman pe care îl va nimici este moartea. Dumnezeu, într-adevăr, a pus totul sub picioarele Lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că toate, în afară de Cel care i-a supus toate. Iar atunci când toate se vor afla sub stăpânirea Fiului, El însuși se va supune Tatălui, care i-a dat toate în stăpânire, și astfel Dumnezeu va fi totul în toți. Cuvântul Domnului. Oh.
fericiți cei morți, cei care de acum mor în Domnul, căci se vor odihni de oboserile lor, căci faptele lor îi urmează. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus, văzând mulțimile, s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el ucenicii lui. Atunci, luând cuvântul, a început să-i învețe. Fericiți cei săraci cu Duhul, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericiți cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, căci ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, căci ei vor afla milă. Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, căci ei se vor chema fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni și, mințind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. Cuvântul Domnului. Hristos a înviat. Preasfințiile voastre, cucernici părinți, dragi surori și persoane consacrate, iubiți credincioși din Ungheni și din celelalte localități, care participați la ultimul drum al Părintelui spre cimitir. În primul rând, aș vrea să răspund la o întrebare. De ce predic eu? Sigur, am fost colegi, dar eu niciodată n-am avut un talent deosebit la predică. Toate acestea o fac din ascultare. Au insistat ambii episcopi să spun eu câteva cuvinte. Sigur, pe de o parte am zis ce ușor este să vorbești la moartea părintelui Ieronim, un preot demn, un preot activ, dar și un preot modest, un preot al datoriei. Toate acestea, rog să fiu înțeles bine și
Cred că sunt destul de bine auzit astăzi, pentru că știind că am de predicat, m-am alimentat mai bine încă de ieri, pentru că vocea, după cum vedeți, mi-e cam ștearsă. Și vreau să avem în fața ochilor noștri exemplul preotului pe care îl înmormântăm. Sigur că mulți poate se gândesc, a murit repede, pe neprevăzute, dar l-am auzit de multe ori și pe el spunând, ca și pe ceilalți preoți, repentina mors, sacerdotum sors. O moarte neprevăzută este soarta preoților. Dar preoții nu trebuie compătimiți. Ei trebuie să fie mereu pregătiți și sunt mereu pregătiți, pentru că de aceea ne-am făcut preoți, ca să nu mai trăim pentru lumea aceasta. Și deși trăim în lumea aceasta, trăim pentru oamenii din lumea aceasta, noi avem privirea ațintită către cer, către Dumnezeu. Și părintelui îi plăcea foarte mult cântecul Patria mea este sus, sus în cer. Iubiți credincioși, în această privință, singurul exemplu pe care vreau să-l dau este cel al Papei Ioan al 23-lea. Desigur că preoții l-au mai auzit, dar îl spun și pentru cei care l-au auzit, îl repet. Vine secretarul după operație pe care au suferit-o și cu lacrimi în ochi îi spune: Sfinte Părinte, îmi pare rău, dar nu vă pot aduce o veste bună. Aveți cancer, nu mai aveți mult de trăit. Și a izbucnit în hohote de plâns. Papa Bonus, Papa Bun, Ioan al 23-lea, spune aceste cuvinte. Uită-te la el! El plânge. Mi-aduce cea mai bună veste. Și în loc să se bucure, el plânge. Iubiți credincioși, a muri pentru un preot trebuie să fie cel mai frumos eveniment pe care îl poate trăi. Și mă mărturisesc în fața dumneavoastră acum și din cauza situației mele, deși trăiesc într-un colectiv de preoți deosebiți, mă respectă, sunt alături de mine și suntem în cele mai bune relații. Toate acestea, când a murit părintele, primul gând, primul cuvânt pe care l-am avut, Ieronime, eu trebuia să fiu în locul tău. Tu ești sănătos, ai fost sănătos, activ, ai muncit, ai făcut toate datoriile tale de preot, ca unul tânăr, pe când eu sunt mai slab, mai neputincios. Nu a fost o invidie, a fost o dorință, dar nu noi oamenii alegem, ci Dumnezeu. Să începem cu începutul. Iubiți credincioși, ceea ce am să le spun, nu sunt ca o laudă pe care să mi-o aduc mie, ci ca pentru pe o caracterizare a părintelui nostru iubit Ieronim. Am fost colegi, așa cum am spus. Ne-am dus la Alba Iulia în anul 1955. A dat Dumnezeu să dormim alături. Era acolo o cameră foarte mare, cu paturi suprapuse,
Noi dormeam la etaj, unul lângă altul, fiecare pe patul lui, bineînțeles. Și seara, înainte de a dormi, povesteam unul la altul multe lucruri trăite sau din satele noastre și vorbeam. Așa încât cel care ne supraveghea, la un moment dat, a strigat tare, liniște, nu vorbiți! Personal m-am gândit că el fiind în celălalt colț, erau poate 15 metri până acolo, nu putea să ne audă pe noi care eram aici. Și încă mai vorbea. Până când, tiptil, tiptil, s-a apropiat, pentru că ne auzeam, și ne-a tras atenția serios că trebuie să tăcem. Era un student în vârstă, dar cu inima bună și care nu ne-a pedepsit sau nu ne-a făcut altceva decât ne-a spus că trebuie toți să se odihnească și să respectăm pe ceilalți. Și bineînțeles că am ascultat. Tot acolo la Alba Iulia nu erau condiții de igienă cum sunt la Iași sau în alte părți, sau sunt astăzi peste tot. Era o sală mai mare, acolo erau niște butoaie pe care peste zi doi elevi trebuia să le umplem acele butoaie și erau două teancuri de lighene pe care noi le luam și luam cu ele apă din acele butoaie și ne spălam dimineața. Ceea ce nici colegii noștri nu știu, eu cu părintele Ieronim, atunci era Jerom mic ca și mine, el împlinise 14 ani, eu încă nu împlinisem, s-au împlinit în iarna aceea. Ca să nu mai stăm la coadă, la lighene, și poate se întâmpla că nu ne ajungea apa, atunci coboram un etaj, dormitorul era la etaj, și jos, în fața ușii, era fântâna. Și coboram amândoi la fântână, zăpada era cum mai fusese pe acolo rănit și adunată, și de un metru grămezi de zăpadă, și noi, acolo, goi până la jumătate, scoteam apă din fântână și ne spălam. Eu cu Ieronim. Sigur, sunt momente pe care nu le pot uita. Am mers după aceea la Iași. Un an am fost chiar colegi de bancă și ne-am înțeles foarte bine. Apoi, ceea ce vreau să subliniez, nu vorbesc prea mult despre studenția noastră, este calmul lui. La examene, toți eram plini de emoții. Toți ne gândeam, oare ce-mi pică? Oare voi ști? Cum voi reuși? El era calm. Era liniștit. Și chiar de multe ori mi-a spus, uite unii cât de mult se frământă înainte de examene, dar cred că joacă teatru. Așa de frumos au vorbit și au răspuns. Și el cu calm răspundea, sigur nu am fost nici eu, nici el primii din clasă, dar în clasa noastră nu se punea prea mult problema cine este primul, cine este ultimul. Eram o clasă nu unită, foarte unită și ne respectam unii pe alții. Dacă unul era mai slab, nu era, știu eu, neluat în seamă. Cu toții am căutat să ne încurajăm unii pe alții și astfel să putem depăși studiile pe care le făceam. Iubiți credincioși, am ajuns și am fost sfințiți preoți. Știți cu toții, la Alba Iulia, la 29 iunie 1955. Deci dacă mai trăia părintele încă 2 ani,
făcea 60 de ani de preoție. Dar după ce am fost sfințiți, nu am fost numiți. Erau numiți doar în posturile care existau până atunci în dieceză. Noi am fost sfințiți o serie mai mare, 13 în 1965 și doi colegi de-ai noștri mai târziu cu un an, 1966, pe care i-s ocot tot colegi de-ai noștri. Deci am fost în total 17. Am mai rămas acum 3. Și vreau să spun că unii dintre noi au fost numiți mai repede. Atât el cât și eu am rămas ultimii care am fost numiți. La 1 decembrie 1968. Deci 3 ani și 6 luni, noi, mai bine zis 5 luni, noi am activat, n-am stat degeaba, în diferite parohii, am avut și diferite probleme, ca tineri nu le-am luat prea mult în seamă. Nu stăteam degeaba. Umblam în diferite parohii și participam la diferite slujbe și ajutam preoții la Sfânta Liturghie, la spovezi, la ceea ce era necesar în pastorație. El în anumite direcții, sigur mai mult în Iugan, eu în mai alte direcții, mai mult în Răchiteni, dar și în alte localități. În acest timp cât nu eram numiți, am făcut împreună cu el două excursii. Una în 1966, numai cu el, și cu bicicletele. Ne-am luat, ne-am dus, am trecut de Târgu Neamț, de Coada Lacului, de Borse, până sus, am trecut munții și am mers la vale, până la băile Tușnad. Și s-a întâmplat, asta era îndată după înălțarea Domnului, că am ajuns la Șumuleu Ciuc, chiar de Rusalii, când era ziua pelerinajului, acolo la Șumuleu Ciuc, în amintirea victoriei catolicilor asupra protestanților. Toți erau unguri, dar aceștia erau catolici și catolici convinși, o cinsteau mult pe Maica Domnului și cu ajutorul Maicii Domnului, care este cinstită acolo, au învins pe ceilalți, deși era o armată organizată și numeroasă. Și în amintirea acelei victorii, în fiecare an de Rusalii, se face acest pelerinaj la Șumuleu Ciuc. Ei, de fapt, este, am citit, ca un cartier al orașului Mercurea Ciuc. Ceea ce țin, că în ajunul acestei sărbători și țin minte cu el eram, am văzut o biserică lângă șosea, într-un sat care era înainte de Mercurea Ciuc. Noi ne-am zis că este mai greu să mergem sâmbătă seara în Mercurea Ciuc, să găsim undeva unde să ne odihnim. Bagaje nu avem, era ceva pus pe spatele bicicletei, strictul necesar. Și hai să ne oprim la această biserică. Tocmai era slujbă. O biserică nu prea mare, mai mică, dar era plină cu oameni. Și am așteptat până a ieșit preotul și a terminat de vorbit cu credincioșii și apoi le-am întâmpinat. I-am spus că suntem din Moldova. A, ce bine, mă bucur să vă văd și vă rog să rămâneți seara aceasta la mine, să nu mergeți mai departe. Foarte amabil. Un cuvânt pe care ne l-a spus acest preot atunci și care vi se potrivește și vouă, credincioșilor din Iugani și tuturor satelor din prejur, este acesta. Ungurii noștri nu au grijă de bisericile lor. Și de ce nu au grijă de bisericile lor? Pentru că nu le-au făcut ei. Le-au făcut împăratul, bisericile. Bisericile sunt ale împăratului. Și ei se gândesc, împăratul să aibă grijă de ele. Pe când la voi în Moldova, credincioșii au zidit bisericile.
ei le-au ridicat și ei țin la ceea ce este cu adevărat al lor și vor ca aceste biserici să rămână frumoase și frumos împodobite. Așa cum este și biserica aceasta dumneavoastră. Țin minte acest lucru pe care l-a spus acel preot foarte real. El făcuse pușcărie cu preoții din Moldova și sigur a vorbit mult cu ei și preoții i-au povestit unele și altele, cum e la noi, ei, cum e la ei și așa mai departe. Iubiți credincioși, sigur, al doilea an am fost împreună cu el și părintele Gabo, de data aceasta nu cu bicicletele, ci un turneu cu trenul de-a lungul țării. Am vizitat toate orașele importante, am văzut munții, munții Bucegi, unde am stat 3 zile, am văzut mare, am stat tot vreo 3 zile, și Delta și așa mai departe. A fost o excursie extraordinară. Era și părintele Gabo. Ceea ce vreau să vă spun, în aceste 2 excursii, n-a fost niciodată o ceartă între noi sau o discuție contradictorie. Cel puțin când eram 3, am hotărât de la început, dacă sunt idei diferite, votăm. Eram 3, cei 2 care votează, se face cum votează ei, cel care pierde să nu se supere, era o condiție. Și așa a fost. Și astfel au fost zile frumoase, trăite în tinerețea preoției noastre, deși nu eram numiți. Eram chiar trimiși acasă, n-aveam voie să celebrăm în public la un moment dat. Trebuia să nu locuim în parohii și așa mai departe. Iubiți credincioși, la 1, deci decembrie 68, el a fost numit la Bălțați, ca paroh, iar eu la Iași, ca vicar. Sigur, fiind aproape, de multe ori ne întâlneam și mai vorbeam și mai discutam. Și vreau să spun că eu n-am putut face atâtea multe cât a făcut el. La Bălțați a făcut o casă parohială, a amenajat biserica și curtea parohială și casa cu grădina, dar apoi, văzându-l un gospodar bun și era și un istoric bun, episcopul l-a chemat la Iași și l-a pus profesor de istorie la seminarul catolic și administrator al Institutului Teologic. Acum aș vrea niște caracterizări generale în mare ale lui. În primul rând, el a muncit și a construit 3 biserici. Am mai făcut și eu niște case, chiar și o bisericuță, dar vreau să vă spun că până în anul acesta mă gândeam, cred că am să fiu judecat de Dumnezeu, pentru că în loc să mă preocup de binele sufletesc, eu m-am preocupat de lucruri pământești, să fac o casă, alta casă și așa mai departe. Și atâta timp care ar fi trebuit să-l dau sufletelor și nu l-am folosit ca atare. Dar anul acesta mi-a venit ideea care m-a liniștit. Apostolul Paul lucra și el toată săptămâna. Sigur, predica duminica, sâmbăta, când se adunau și le vorbea atât iudeilor cât și creștinilor și apoi duminica. Dar restul timpului lucra. Și chiar scrie el, vedeți mâinile acestea? N-am cerut niciodată nimic de la voi. Eu cu mâinile mele m-am întreținut și am avut cele necesare pentru viață. Dacă el a muncit și dacă el a lucrat și a făcut-o ca să poată să vestească Evanghelia, atunci de ce să nu muncim și noi?
Și părintele a muncit, a făcut biserici, case parohiale și le-a făcut cu multă degajare și cu mult suflet. Pentru ce? Nu pentru lauda lui, dar pentru ca credincioșii să aibă unde să se adune, unde să se roage, unde să-și îndeplinească datoriile lor de creștini. A făcut-o din iubire față de credincioși. Iubiți credincioși, ceea ce îl caracterizează pe părintele Ieronim era și punctualitatea lui la celebrările pe care le săvârșea. Mergea înainte la scaunul de spovadă, celebra Sfânta Liturghie, predica și se pregătea pentru predici. Am văzut și mai multe predici scrise de el și am auzit câteva. Și deci se preocupa de binele sufletesc al celor care îi erau încredințați. Apoi, ceea ce îl remarcă în ultimii ani a fost spovada, ascultarea Sfintelor Spovezi. La Iași, duminica, aproape toată ziua stătea în scaunul de spovadă. Chiar odată, mergând la Iași, l-am întrebat, Ieronime, cum poți tu să stai duminica de dimineață până seara în scaunul de spovadă? Și el îmi spune foarte calm. Nimic mai ușor. Stau acolo. Și stau acolo pentru fiecare. Și l-ascult cu calm pe fiecare. Și dau fiecăruia un cuvânt. Și chiar sublinează, este foarte rău când un preot nu adresează un cuvânt potrivit celui care se spovedește. Și el avea grijă de acest lucru. Așa mi-a spus el. Iubiți credincioși, acum, atât noi preoții, cât și dumneavoastră credincioșii, avem de învățat de la el. Noi preoții, sigur, avem de învățat dragostea pentru bunurile bisericii, pentru binele, ca să se poată desfășura bine activitatea pastorală. Și apoi, sigur, desfășurarea activității pastorale, care este mai importantă și de care trebuie să avem grijă, și ascultarea Sfintelor Spovezi, să fim mereu la dispoziția credincioșilor. Învățați și dumneavoastră, iubiți credincioși, ce înseamnă un preot dedicat lui Dumnezeu. N-a avut familie. A fost mereu liber. Cum spunea el de multe ori, ca pasărea cerului. Dar această libertate, el a dirijat-o către slujirea credincioșilor, către binele credincioșilor, către slava lui Dumnezeu. Și de aceea îi suntem astăzi recunoscători și noi preoții și dumneavoastră credincioșii pentru tot ceea ce a făcut. Pentru că a fost la urmă, am lăsat pentru la urmă cum a murit. A murit mergând la spovezi, la scaunul de spovadă. Eu, a fost primul gând, a murit ca un erou pe câmpul de luptă. El a putut și poate să spună, am luptat lupta cea bună, a luptat cu diavolul în armata lui Hristos. Pentru că ce este la spovada altceva decât
a lupta împotriva celui rău, a dezlega pe oameni de sub stăpânirea celui rău, a aduce oamenilor pe Dumnezeu, aduce oamenii la libertatea fiilor lui Dumnezeu. Deci, a luptat lupta cea bună, a luptat împotriva celui rău și a murit pe front în timpul luptei. Dacă noi cinstim pe eroii care mor pentru țară, dacă noi îi respectăm ani și ani de zile pentru binele pe care l-au făcut, pentru care și-au dat viața, trebuie să cinstim și pe colegul nostru care a murit la datorie în lupta cu cel rău pentru credință, pentru binele sufletelor, pentru slava lui Dumnezeu. Dragă Părinte Ieronim, de sărbătorile Paștelui, eu am fost la Ierusalim. Am zis, nu știu cât mai am de trăit, poate e ultima dată în viață, vreau să trăiesc Săptămâna Sfântă și zilele Paștelui, acolo unde le-a trăit Iisus. Au fost, desigur, nu mă laud cu nimic, zile impresionante, trăite, într-adevăr, cu multă iubire față de Dumnezeu și gândire la suferințele lui Iisus Hristos, recunoștință pentru tot ceea ce a făcut pentru noi Iisus. Am fost pe Calvar, unde a fost împlântată crucea lui Iisus. Am fost și la Sfântul Mormânt. Fără să vreau, pe Sfântul Mormânt mi-a căzut o lacrimă, care s-a imprimat acolo. Nimeni nu o mai poate șterge. Așa încât oricând mă gândesc, am și eu ceva de la mine pe mormântul lui Iisus Hristos. Nu i-am cerut să mă facă sănătos, dar atât i-am cerut. Putere pentru zilele pe care le mai am de trăit. Chiar ieri, un prieten din Germania, care e în vizită la mine, astăzi a trebuit să-l las seama altora, mi-a spus, bătrânețea nu este pentru lași. A afirmat, nu el, ci dădea afirmația unui gânditor. Și este foarte adevărat. Bătrânețea nu este pentru lași. Ca să știi să trăiești un bătrân. Și sigur, în satul dumneavoastră, ca și în satul meu, sunt mulți bătrâni. Dacă unul mare la 80 de ani zice, e tânăr, mai putea să trăiască. Pentru că sunt mulți. Și eu am o soră de 91 de ani și două surori peste-o, mai mari ca mine. Și trebuie să știi să trăiești. Îl rog pe Părintele Ieronim, care n-a știut ce-i bătrânețea. El poate să spună, a murit tânăr. La luptă nu merg cei bătrâni, sunt cei tineri, cei care au putere, care sunt în stare să ducă lupta cea bună. Le rog să mă ajute, ca odată, așa cum în viață ne-am cunoscut și am fost împreună, să putem fi împreună și în cer. Sigur, asta o fac nu numai pentru mine, dar asta o dorim cu toții, cu toți preoții, cu toți credincioșii, cu toți cei care suntem uniți de aceeași credință pe care să ne străduim, să o trăim, pentru că așa cum am spus la început, îi plăcea Părintele Ieronim să spună, patria mea este sus, sus în cer. Amin.
Hristos a înviat. Fraților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru lumea întreagă, voim să ne amintim în chip deosebit de toți aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. De Părintele nostru Ieronimu, spunând, Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne, ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Te rugăm, binevoiește, ai primi în lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă. Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă. Binevoiește, ai dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorului Tău, preot răposat Ieronim, pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău, pe care biserica o aduce pe sfântul altar, te rugăm prin mijlocirea preasfinte Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să eliberez sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii vești, iar Părintelui Ieronim să-i oferi bucuria fără de sfârșit în ceruri. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Dumnezeule atotputernic, ca slujitorul tău, preotul Ieronim, să contemple pururi cu privire limpede tainele pe care le-a celebrat cu credință în această lume, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Ai mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El este acela care de unul singur a primit să moară, ca prin moarte să nu pierim cu toți. Ma mai mult, El s-a dus de bunăvoie la moarte ca să ne facă pe toți părtași de viața sa. De aceea, uniți cu corurile de îngeri, te lăudăm cu bucurie, spunând fără încetare: Oh,
Cu adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorule toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru, Iosif, cu Episcopul Auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul Tău, preot Hieronim, pe care L-ai chemat astăzi la Tine în această lume. Îngăduie ca după cum prin botez și Sfânta Preoție a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtaș de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelile noastre, și nu ne duce pe noi în sfârșită, și nu ne duce pe noi. Mântuiește, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește la pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne! Și sângele lui Hristos să ne păzească pentru viața cea veșnică.
își vor vedea răsplata. Thank you.
Te rugăm, Doamne, cu umilință, ca prin puterea acestei jertfe, credinciosul Tău, preotul Ieronim, care a slujit cu fidelitate în biserică, să se bucure în veșnicie de vederea Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Excelențele voastre,
Dragi părinți, nepoți ai părintelui, părinte Ioan Budulai, părinte Pavel Beșleagă, cucernici părinți, îndurerată familie, stimate autorități, iubiți credincioși, pot să dau mărturie foarte pe scurt. În ultima discuție care am avut-o cu părintele Ieronim, mi-a spus că atunci când am luat hotărâri sau decizii în viața mea, și vreau ca și tu să faci la fel, dacă reușești, am făcut-o nu numai cu conștiința și cu mintea, cu rațiunea, dar am făcut-o și cu inima. Vor vorbi de acum persoane care aduc recunoștința, mulțumirea, omagiu părintelui, persoane unde părintele a lucrat, nu numai că a activat, dar a și lucrat în parohii diferite. I-aduc și eu mulțumirea, recunoștința pentru tot ce am avut de învățat de la el și la sigur de rugăciunile mele. Și a comunității noastre de aici, din Iugani. Ca să nu mai intervin în procesiunea spre cimitir, așa cum suntem deja învățați, am început să ne învățăm cum se fac mormântările de preoți aici la Iugani. După organizarea făcută dinainte, vom merge și pe părinți îi rog să mergem colonați câte cinci spre cimitir și după ce se vor încheia ceremoniile de mormântare, toți credincioșii din Iugani și credincioșii veniți din alte părți, de la mic la mare, să aibă răbdare să ia câte un pachet la ieșirea din cimitir. Iar preoții și persoanele consacrate sunt invitate la masă la parohie. Preasfințiile voastre, preacucernici părinți, în numele comunității din Bizantea, permiteți-mi să vă împărtășesc câteva gânduri în ziua în care ne luăm rămas bun de la părintele Ieronim. Când părintele Ieronim a venit la Bizantea, unii erau copii, alții tineri, adulți apăsați de interdicțiile unui sistem politic care nu ne permitea să fim aproape de Dumnezeu pe cât ne-am fi dorit noi. Dar Dumnezeu ne-a arătat cât de mult ne iubește și cât de mult își dorește să ne adune în jurul Său. De aceea, ni l-a trimis pe părintele Ieronim, el a înțeles repede că avem nevoie de un păstor care să ne însoțească pe drumul vieții noastre de credință. De aceea, ne-a împărtășit darurile spirituale lăsate de Iisus Hristos. Pe unii i-a botezat, pe alții i-a oferit prima sfântă împărtășanie, pe alții ne-a cununat și pe cei în vârstă i-a pregătit pentru întâlnirea cu Domnul cel Milostiv. De asemenea, ne-a nobilizat în mod exemplar pentru a construi o nouă biserică în locul celei vechi, distrusă de cutremurul cel mare din 1977. Atunci am înțeles că el construiește o biserică solidă din beton și fier, dar și o biserică vie, formată din suflete tari în credință și unite de iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. În scurt timp, după ce a realizat ceea ce și-a propus, a plecat mai departe, cu aceleași curaj, cu care a lucrat cu noi și pentru noi. Îi mulțumim lui Dumnezeu, păstorul sufletelor noastre, că ne-a dat un paroh atât de curajos, credincios și harnic, în persoana părintelui Ieronim. Cu recunoștință față de părintele Ieronim, ne-am strâns în jurul său, amintindu-ne cu drag de zâmbetul și de bunătatea sa, fiecare sperăm cu toată credința. Îl vom revedea în Biserica Cerească. Hristos a înviat!
Excelențele voastre, înalți prelați și preoți, domnule primar, îndurerată adunare, mi-a fost aproape imposibil să vorbesc liber în acest moment, motiv pentru care am scris câteva rânduri pe care și să le citesc mi-e foarte greu. Sunt primarul comunei Palanca din județul Bacău, membru al comunității romano-catolice din satul Ciugeș. Cu regret transmit astăzi mesajul nostru la această ceremonie funerară. Cu toții am pierdut astăzi un prieten drag, dar noi, comunitatea din Ciugeș, am pierdut preotul care ne-a botezat, ne-a cununat, ne-a adus mângâiere sufletelor timp de aproape 14 ani și ne-a construit o biserică frumoasă și măreață. Părintele Ieronim, un suflet mare care iubea atât de mult oamenii și răspândea în jurul lui numai bucurie. Cine l-a cunoscut știe că era de ajuns să-l vezi zâmbind, ca să te bine dispună și să-ți schimbe cu totul ziua. Singurul lucru cu care rămânem acum despre el sunt amintirile frumoase. El va fi mereu amintit ca o persoană muncitoare, inteligentă și iubitoare. Plecarea dintre noi ne-a sfâșiat pe toți. Pe cât de mare au fost bucuriile și realizările trăite împreună, pe atât de dureroasă este despărțirea de el. Părinte drag, veți rămâne în sufletele noastre pentru totdeauna. Dumnezeu să-i binecuvânteze sufletul. Mulțumesc! Hristos a înviat. Sunt aici ca un reprezentant care reprezint gândul, suferința și starea emotivă a enuriașilor din orașul Huș. Părintele Ieronim a venit la Huș pe 1 mai 1981. Ca o glumă a venit cu un brec. Și toată lumea se uita, Doamne, ce preot a venit la Huș, parcă ne uitam la brecul lui ca la o papa mobil. Și după aceea ne-am dat seama, când el s-a suflecat și a zis, oameni buni, este luna mai, luna închinată Maicii Domnului, trebuie să ne rugăm, avem de atras la credință copii, tineri și chiar și cei cu părul alb. Ne-am rugat în fiecare seară cu dânsul rozariu, cu litania cântată. Apoi, părintele a atras foarte mulți copii la ca ministranți, s-a ocupat de copii, de tineri, a îngrijit bolnavi din parohie. Pe atunci se lucra și la biserica din oraș, cum zicem noi, Sfântul Anton, și biserica din Corn, nașterea Sfintei Fecioare Maria. Deci a lucrat foarte mult, a atras mulți copii și tineri la credință, mult la Huș, a reconstruit biserica, casa parohială, că pe atunci stătea într-o casă a măicuțelor. Deci noi suntem foarte recunoscători pentru tot ce a făcut pentru hușeni, niciodată nu-l vom uita, așa cum nici el nu ne-a uitat pe noi, de câte ori ne întâlneam cu dânsul la anumite evenimente, la Iași. Sunt terezină și mergeam la Iași, îi zâmbeau ochii și privirea și m-am întâlnit cu hușenii, ce faceți, cum o mai duceți, ați păstrat credința. Îi mulțumim că a scris o carte despre Huș. A venit când am plinit 50 de ani de preoție, noi l-am așteptat cu drag, ne-a plăcut foarte mult și Dumnezeu să-l ierte, să-l conducă în patria cerească și să se roage pentru noi că avem nevoie de rugăciunile unui sfânt, aș putea să zic. Hristos s-a înviat! Excelențele voastre, îndurerată și poate în același timp veselă adunare, pentru că trebuie să ne bucurăm pentru că Părintele Ieronim a ajuns în patria cerească. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru darul preoției oferit comunității noastre
prin părintele Ieronim, el făcând parte din prima serie de preoți din satul Iugani. Preot nou sfințit, întors în satul natal și a început cu el antineresc munca pastorală. Copil fiind la vremea aceea, mi-a rămas întipărit în minte frumoase momente când noi copiii, care ne pregăteam pentru prima sfântă împărtășanie, adunați în spatele bisericii, îl încurajam pe părintele, care cu zâmbetul pe buze, cu privirea senină și glasul său blând, ne ajuta să deslușim tainele catehismului, să-l descoperim, să-l cunoaștem, să-l iubim pe Iisus. Și câtă bucurie și mulțumire se citea pe chipul său când noi, învățăceii, ne străduiam să fim la înălțimea așteptărilor sale. Primind apoi misiuni în alte comunități, s-a străduit să fie un bun apostol al lui Hristos, care niciodată nu a uitat de unde a plecat. Ori de câte ori avea ocazia, se întorcea cu drag în satul natal, se interesa de cum mai merg lucrurile prin sat. Îi plăcea să povestească, dar și să asculte. S-a interesat, a cercetat, a studiat și o monografie a satului Iugani, moștenire, ne-a lăsat. Când de la Bârnova a plecat, a trecut pe la școala din sat și niște cărți bibliotecii școlare a donat. Nu mai punem la socoteală câte mii de rugăciuni și liturghii, precum și alte fapte de binefacere pe care numai Domnul le știe, părintele le-a oferit lui Dumnezeu cu multă bucurie pentru săteni și parohie. Părinte Ieronim, noi, credincioșii din Iugani, vă mulțumim, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ce ați făcut în această viață. Vă asigurăm că nu vă vom uita și rugăciuni la Domnul vom înălța pentru sfinția ta. Dumnezeu să vă primească în patria sa. Hristos a înviat! După atâtea lucruri frumoase pe care le-am auzit astăzi, îmi revine datoria, misiunea să mulțumesc împreună cu Preasfințitul Petru și Preasfințitul Iosif, care se află în drum spre comunitatea catolicilor din Anglia pentru a administra Sfântul Mir, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat un asemenea preot. Prezența sfinților voastre, iubiți păstori și persoane consacrate și credincioși, ne spune clar cine a fost părintele Ieronim. Harnic, ordonat, ascultător, s-a adaptat oriunde a fost trimis și cum a fost viața, așa a fost și moartea. Am avut ocazia să-l vizitez la Ciugheș cu Preasfințitul în vizita pastorală și apoi la Vatra Dornei, de o ordine exemplară, extraordinar, pentru mine a fost un adevărat model. Și să dea bunul Dumnezeu că să fie pentru unul fiecare dintre noi ca preoți un model pe care să-l imităm în a trăi și în a muri. Cum a fost ordonat în viață, a fost ordonat și în moarte, lăsând foarte clar testament notarial cum va trebui să fie înmormântarea și cum trebuie să se implice episcopia în această ultimă celebrare. Dumnezeu să-l fericească, să-i dea răsplata slujitorului credincios, iar nouă să ne fie un adevărat model. Hristos a înviat! Eu ne mă rugăciune pentru a intona rugăciunea finală, libera. Cred că răscu împărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă din pământ voi învia.
Doamne, îndură-te de el! Doamne, îndură-te de el, Tatăl nostru! După ce am primit tainele mântuitoare, implorăm, Doamne, bunătatea Ta să-i dăruiești slujitorului Tău, preotul Ieronim, pe care l-ai făcut împărțitor al tainelor Tale pe pământ, harul să se îndestuleze cu ele în plinătatea adevărului în ceruri. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică, dă-i lui Doamne. Și să se odihnească în pace. Amin. Celebrarea jertfei Sfinte Liturghii s-a terminat și a prohodului. Mergeți în pace, iar vă mulțumim.